La bună revedere, prieteni! Un nou moment de poezie care sper că vă ajută să scăpați un pic de tensiunile create de politicieni. Știm foarte bine, se prefigurează noul parlament, sunt negocieri, sunt o mulțime de minciuni în spațiu public, nu vă uitați mult la televizor sau uitați-vă la cei care contează, pentru că altfel vă doare capul. Deci, ne întâlnim iarăși la un moment de poezie, cel cu numărul 269. Ascultăm muzică baroc, v-am zis, îmi place de parcă acolo m-aș fi născut, un autor italian, Nicola Porpora. Și, ca de fiecare dată, întâlnirea mea cu dumneavoastră este pentru a prezenta alți trei autori și creațiile lor. Primul dintre ei este Ion Tudor Iovian, este născut în 1952 și în județul Bacău, de aceea este și membru al filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor. Nu este o regulă, dar aici așa s-a întâmplat. Pe Ion Tudor Iovian l-am mai citit, dar nu l-am prezentat la momentul de poezie. Îl prezint acum din ultimul număr al revistei Viața Românească. Are aici mai multe pagini, poemele sunt foarte lungi, așa că am să prezint doar un fragment. Titlul este Întunericul a dat în clocot, e deasupra minții tale. Iată, se potrivește teribil cu ce trăim acum. O să vă regăsiți și dumneavoastră în versuri. Ion Tudor Iovian. Pe brațul unui scaun de fier în care și-a turnat tristețea statuie, s-a așezat frântă o pasăre, poate a nefericirii, poate pasărea roc a destinului. Deasupra ei nu era nicio rază, nicio mână nu era pregătită să-i prindă sufletul în implozie, doar cătușa întunericului și o ninsoare de lumină vânătă în aiurare. Și atâta durere fără obiect în lumea din ce în ce mai mică. Dacă ar fi deschis cineva fereastra către cer, dacă și-ar fi deschis mintea și inima către ea, către mine, către tine. Dar întunericul nu va intra în pământ, îți spune, se va furișa pe nevăzute, cu șușoteli și vipere, în viețile noastre fără istorie, fără bucurii, sub osul frunții unde va da alte, o mie de ochiuri și voci și chipuri, în madlena gustată la cabaretul Voltaire, intrat în vrie. Ion Tudor Iovian, stimați prieteni, și chiar dacă durerea fără obiect în lumea din ce în ce mai mică, îl citesc de aici din poezie, o simțim și noi. Sper că această clipă de poezie ne-a făcut totuși să ne vină inima la loc, pentru că așezate așa, durerile și spaimele noastre se fac statuie de cuvinte și înțepenesc acolo un pic și ne lasă în pace. Un alt autor pe care vreau să-l avem aproape este mai tânăr. Este Medeia Iancu, născută în 1985, pe care vă prezint din volumul Cele mai frumoase poezii din 2011, apărut în 2012 la Tracus Arte, cu o selecție de Claudiu Comartin și Radu Vancu. N-am mai prezentat de mult de aici, dar special mai lăsasem câțiva autori ca să vă amintesc de această minunată carte. Deci Medeia Iancu, cu un colaj de versuri din volumul Divina Tragedie, aici unele sub genericul Allegro, am să vă prezint câteva. Soarele este din piele de căprioară, soarele este un PET scanner, soarele este un cap de vițel bine tăiat, inima mea este un cap de vițel bine tăiat, în inima mea soarele cade, inima mea este o rezervă de dumnezei și de polițiști. Mama a zis,
Jucăria minte, plânge, nu poate să doarmă seara. Jucăria mea pronunță grav numele meu, nici un nume. La capătul liniștii rămâne doar un ochi. Jucăria este grea, stomacul ei se continuă în mine. Jucăria doarme, de fiecare dată când dormi, eu sunt vie. De fiecare dată când adormi, sunt luna ta din piele de căprioară, eu sunt un cioclu. Jucăria plânge, jucăria s-a ascuns în dulap, jucăria mănâncă hârtie, jucăria pleacă la Paris și își arde mânuțele. Nu mâncați dulciuri, nu mâncați făinoase, nu fumați, în vena mea a intrat un os pufos și cald. Apărați-vă, apărați-vă împotriva zgomotului. Medea Iancu, stimați prieteni, repet, din volumul Divina Tragedie, apărut în 2011 la editura Brumar. De căutat acest volum, foarte interesantă scriitură și îmi plac poemele care aduc aminte de copilărie, în orice formă ar fi ele scrise, pentru că, așa cum știm, de la mulți alți autori celebri citire, cine rămâne fără copilărie rămâne fără inimioară și știm foarte bine că așa e dacă ne privim bine în ochi sau în oglindă, în fine, da, fără mască, da? Un al treilea autor, ca să încheiem triada, din păcate s-a stins, o franțuzoaică, Marie-Claire Banquart, pe care vă prezint cu un poem publicat, sunt mai multe acolo, în revista Hyperion, din un număr din 2009, în traducerea lui Constantin Abăluță, o poetă minunată, care a fost și critic literar, și eseistă, și profesor universitar. Bineînțeles că și românii au apreciat-o, de aceea apare și în revistele noastre. Și poemul din care vă prezint eu, e unul mai lung, dar titlul este foarte frumos, Ninge lin de tot peste Paris. Sper să ningă lin de tot și peste orașele și satele noastre, așa măcar să ne facă să ne simțim bine și să vedem alb lucrurile, în alb, în frumos, în lin, în liniște, în pace, în... În senin, că bucurie nu prea avem de ce. Deci, Marie-Claire Banquart. Gri, matrice și voal al culorilor toate, azurul dimineții, muguri gata să explodeze în stacojiu, îmbată-te de gri, imprevizibilul te va atinge, fii vei centrul unei lumi, văzând spre tonalitățile contradictorii ale dorinței. Un nor văl de nuanțe străbate cerul orașului gol, trupul se apleacă peste pervazul alb al ferestrei. Trăiești pe o margină fericită a timpului. Ai de ce-ți aminti. Regretata Marie-Claire Banquart, stimați prieteni, și sper că ne aplecăm și noi din când în când peste pervazul alb al ferestrei și chiar credem cu tărie că trăim pe o margină fericită a timpului și astfel vom avea ce să ne amintim. Am citit așa un pic altfel din fragmentul de poem. Sper că v-am extras un pic din nebunia zilei și vă invit încă o dată, uitați-vă cu ochiul critic la știri, uitați-vă cu ochiul critic și la oamenii din jurul dumneavoastră, nu luați de bună chiar tot ceea ce vi se dă pe post de prăjitură
Și sper că deschideți cărți și reviste și în alte momente, adică sigur trebuie să le deschideți, ca să confruntați ceea ce vă spun eu aici cu ceea ce vă place mai mult, poate că aveți alte autori. Repet, aștept mesajele voastre cu nume de autori, cu poezii pe care vreți să le prezint la moment. Dacă sunteți în preajma copiilor, repet, învățați-i să citească poezie cu voce tare, să fie expresivi, să se încarce cu această bucurie a poeziei, care este o bucurie a cuvântului, alta decât cuvântul cel de toată ziua. Sper că ascultați și în alte momente muzică bună, inclusiv din perioada baroc, o minunăție de poezie, de muzică, iată, e o poezie a muzicii aici. Vă reamintesc, se asculta și se cânta în spațiile de rugăciune, ceea ce înseamnă mult mai mult decât muzică, și evident creează un spațiu liric în jurul mai ales a inimii, da? Deci exact ce ne trebuie. Cu acestea vin spuse, vă mulțumesc mult pentru atenție, momentele rămân pe Facebook și pe YouTube, știți foarte bine. Prezentațiile și copiilor, dacă sunteți profesori, nu de alta, dar aveți ce comenta, inclusiv prestația mea artistică nu întotdeauna la înălțime și atunci vă puteți și amuza de persoana care le prezintă. Până mâine, când evident va fi un alt moment, suntem în continuare în pandemie, deci trebuie să rămânem aproape măcar așa, vă îmbrățișez virtual și vă spun că bucuria este de fiecare dată aceeași, că ne întâlnim cu poezia, că ne întâlnim, ne vedem, ne auzim și prezentăm oameni noi, mereu oameni noi. Cercul nostru se face din ce în ce mai mare și mai puternic. Aici nu pătrunde SARS-CoV-2 și boala COVID, știți foarte bine, așa că rămâneți aproape. Sănătoși, dragii mei, întregi la minte și la trup. Ne vedem mâine!